Secretarul general al Consiliului Europei a remis Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse o scrisoare prin care a reamintit că Rusia este obligată să execute hotărârile emise de CEDO, chiar dacă nu mai este parte a Convenției Europene pentru Drepturile Omului începând cu 16 septembrie 2022. Notificarea Federației Ruse vine în contextul ședinței Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în cadrul căreia delegații au examinat două grupuri de cauze împotriva Rusiei, care se referă la violarea drepturilor omului în regiunea Transnistreană a Republicii Moldova. În grupul de cauze Catan și alții versus Rusia, delegații au adoptat o decizie prin care au reamintit că, pe lângă plata satisfacției echitabile, măsurile de executare a acestor hotărâri, așa cum sunt identificate în analiza secretariatului, includ revocarea cadrului de reglementare la originea încălcărilor, restituirea clădirilor ce au aparținut liceilor și măsuri pentru eliminarea hărțuirii și intimidării elevilor, părinților și personalului liceilor. În grupul de cauze Moser versus Rusia, delegații au atras atenția asupra faptului că guvernul rus urmează să achite sumele bănești, precum și să plinească alte măsuri cu caracter general. În acest grup de cauze sunt incluse hotărârile emise de către Înalta Curte de la Strasburg cu privire la violarea dreptului la viață, dreptul de a nu fi supus torturii, dreptul la libertate și siguranță, precum și alte drepturi prevăzute de convenție, hotărâri ce au fost emise în perioada anilor 2011-2021. Suplimentar, comitetul a adoptat o strategie prin care a subliniat necesitatea cooperării strânse cu societatea civilă, care rămâne una din cele mai accesibile și credibile resurse în contextul în care autoritățile Rusiei nu cooperează cu instituțiile europene.